Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, sunt un pic așa, vă spun imediat de ce. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube este absolut total, total gratuit. Abonarea, vizionarea videoclipurilor, comentariile, distribuirile și așa mai departe. Uh, mă vedeți că poate sunt un pic mai uh, da, decât de obicei, însă eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip uh, undeva mâine, sâmbătă, seară. Cel puțin atunci îl voi posta eu da, pe YouTube. Nu știu când îl veți vedea sau dacă îl veți vedea dumneavoastră. Și se pare că de această dimineață, nu știu, e ceva pe sistemul uh, E de râs dacă nu ar fi de plâns, da? Cineva azi de dimineață n-a avut de lucru, n-a avut ce să facă și s-a gândit să raporteze anumite postări de pe contul meu de Facebook, contul propriu și personal. Oricum, ca idee, cineva din lista de prieteni, pentru că postările mele sunt strict pentru prieteni, deoarece acolo nu este numai despre parfumuri, da, pe contul meu personal. Uh, sunt poze cu familia mea, poze cu juniorul meu, amintiri și chestii de genul, da? Ce de obicei fiecare își postează ce vrea pe contul de Facebook. Uh, dar nu în ultimul rând, s-au raportat și ceva postări din grupul meu de Facebook Frag Family. Uh, capetele de acuzare pentru aceste uh, raportări, da? Sunt uh, conținut uh, Sexual explicit. Da? Știu, aceeași reacție am avut-o și eu ca dumneavoastră. Uh, conținut sexual explicit și uh, conținut um, ce instigă la violență și hărțuire. Da? Dar, vorba aceea, slavă Domnului, am remediat totul, însă, uh, cu siguranță, cine a făcut treaba asta, de asta spun că e de râs dacă nu ar fi de plâns. Are probleme, are frustrări, e drept, și eu sunt om, toți suntem oameni, eu fiecare trecem prin perioade și perioade ale vieții, însă, în momentul în care faci treaba asta, în momentul în care vii și arunci cu pietre în cineva pentru simplu fapt că apare în mediul online, nu știu. Cred că, de fapt, ar trebui să încerci să-ți vindeci tu rănile să-ți rezolvi tu problemele, să-ți elimini tu frustrările și așa mai departe. Dacă vii și faci chestia asta, pe mine cel puțin, nu mă afectezi. Da? Însă nu faci decât să te încarci automat cu mai multă energie negativă, fără să-ți dai seama. Dar, long story, short story. Totul e bine când se termină cu bine, Contul meu e acolo, grupul meu e acolo. Apropo, veți avea link în bara de descrieri dacă doriți să vă alăturați comunității Frag Family. De asemenea, și pentru contul meu de Insta și contul meu de TikTok veți avea linkurile acolo. Și My Scent of the Day, ca de obicei, este un parfum culmea cool mea, achiziționat de mine de pe grupul meu de Facebook Frag Family. Vine de la Fragrance World, L-am de ceva timp pe listă, însă tot am așteptat pentru că știu că va veni și la Dubai Collection. Știu eu, sper că va veni. Um, am spus Fragrance World Ivory Mask Intro. Se numește acest frumusul și acest parfum. Toamne! Știți că sunt mare iubitoare, mare nebună de parfumuri cu mosc, însă nu prea mă duce în niciunul din celelalte parfumuri ce le dețin. Este un mosc mega, mega pufos, dulceag, moscul acela fructat, cu rățel, dar nu în zona, nu, clar nu, nu în zona balsamului de rufe. Este un parfum foarte, foarte angelic. Da, fix cum este ambalajul, așa miroase și el. Pur și simplu, vorba Alexandrei, atunci când îl miros, da, pot spune clar încântă îngerii la harpă. Era să spun încântă îngerii la harpă. Whatever, cum ar spune român. Deci, my scent of the day, intro ivory mask de la Fragrance World. Scrieți-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vizionați acest videoclip. Și după un intro de 5 minute și 45 de secunde, că de ce nu, să trecem la subiectul videoclipului. Și anume, trei achiziții, trei noi achiziții, trei noi lansări ale casei Hadlaj. Știți că ador Hadlaj, știu că multe dintre dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, la fel ca mine, iubiți această casă și v-am pus eu acum câteva zile pe Freg Family o postare în care vă spuneam că în sfârșit se poate achiziționa noul ulei Harim al Sultan Blue. Da? Și bineînțeles că în afară de acest ulei pe care mi l-am comandat atunci când am văzut, au mai venit două parfumuri. Dar, haideți să începem cu uleiul. Și deja știți, v-am mai spus eu în videoclipul în care am făcut unboxing-ul pentru Harim al Sultan Gold, știți că a fost nebunia cu fake-urile și așa mai departe. Și în momentul acela, hai totuși să deschid așa măcar o parte să se vadă, se vede? Nu, acum parcă se vede. Vedeți, folia aceasta Vine cu un scris imprimat, da? Și scrie pe ea hadlajul original, ceva în limba arabă, da? Deci toată folia este imprimată. Pentru că, din nou, mă repet, știți scandalul între ghilimele de la uleiul Harim al Sultan Gold, um, câte fake-uri au apărut și așa mai departe. În afară de folia aceea cu. Um, hadlaj original. Avem aici și stickerul ce ne atesta autenticitatea. Să scoatem și sticluța și să vă citesc și notele. Deci de când am văzut eu... Ce mai am aici? Da, păi da, de ce nu? Hai să instigăm hadlaj. Oricum le-am și pe ele pe listă. Am aceste două cartonașe. Da? în care ei își prezintă noile atariuri, uleiuri și așa mai departe. Da, eu oricum le-am pe listă. Și, da, aceasta este sticluța. Foarte, foarte asemănătoare cu Harim al Sultan Gold și Harim al Sultan Silver. Eu în afară de acesta am doar Harim al Sultan Gold, da? Silver nu nu știu, nu am fost tentată să-l achiziționez, că am înțeles că are un trandafir oarecum mai matur, dar cine știe, vedem. Poate vine și acela în viața mea. Și notele acestui ulei sunt. În vârf avem citrice, fructe și nectarine, deci și nectarinele sunt fructe, zic, da, trecem mai departe. Deci vârf citrice, fructe nectarine, mijloc, iasomie, frezie, gardenie, iar în bază, mosc, chihlimbar și note lemnoase. Nu știu, după ambalaj m-aș putea duce cu gândul că ar fi ceva cu iz masculin. Oare? Hai să vedem. Putentă masculină. Îmi place, nu este ceva cu tentă masculină. Are oarecum ADN-ul lui Harim al Sultan Gold, da? Este un fel de flanker. Îmi vine să râd că ieri vorbeam cu niște prieteni și am făcut o glumă în loc de flanker, am spus flaker și <laughs> Fix, acum era să spun același lucru. Da. Are ceva din adn lui Harim al Sultan Gold, însă um, este oarecum mai răcoritor această variantă, mai citrică, însă nu mergeți cu gândul către. Um, citricele, izul acela citric din soluțiile de de casă, pentru casă, bucătărie și așa mai departe. Nu, sunt niște citrice foarte dulci. Nectarina este pe undeva pe acolo. Este ca și cum ai un bol în care tai o portocală, aș spune eu mai repede, ei în vârf spun citrice, fructe, nectarine. Însă eu resimt izul acela de portocală proaspăt tăiată pe din două și pur și simplu după ce o tai în două, o faci așa cu bulețe, tai și o nectarină pe care de asemenea o faci cu bulețe și le pui pe ambele, pui totul într-un bol, da? Cam izul acela îl simt eu în momentul de față. Sunt foarte, foarte curioasă în legătură cu acest ulei dacă trece prin trei faze distincte cum trece Harim al Sultan Gold. Eu în acel puțin așa resimt acel ulei. Dacă l-aveți, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii experiența dumneavoastră cu el. Însă eu clar resimt acel ulei um, ca um, un iz, un parfum ce se dezvoltă în trei faze distincte. Da, pot spune că am trecut la faza a doua, în sensul că, într-adevăr, avem aici o iasomie, însă am impresia, sau cel puțin asta îmi dă mie la nas mai mult în momentul de față, resimt frezia mult mai puternică. Este ca și cum ai un buchet cu mai multe frezii și doar câteva fire de iasomie, da, ceva de genul. nu, este, nu se aseamănă atât de mult cu originalul în sensul de tentă oarecum tropicală, da? pentru că Harim al Sultan Gold, la un moment dat, cel puțin eu una așa le resimt, are un ceva tropical în el. Uh, Harim al Sultan Blue nu. Este un floral fructat, fiind dulceag, fin uh, fresh, aș putea spune. Dar, clar, deja îl văd încadrat în foarte, foarte, foarte multe variante de layering. Și nu neapărat eu, când spun variante de layering și vorbesc despre un atar sau un ulei, cum vreți voi să-i spuneți, eu de obicei nu prea mi-aplic pe piele uleiul și apoi vin cu parfum. Știți că eu sunt fiartă să mi le aplic pe lungimea părului și să îmi parfumez pielea și hainele cu altceva, da? La mine layering-ul cu ulei sau folosindu-mă de un ulei, cam asta înseamnă. Dar clar, da, îmi place. Parcă intervine partea aceea în care aș putea spune că resimt acel mosc, dar din nou este um, moscul acela pufos și este fiind de tot ambrat, da? În bază. Îmi place, îmi place. Și acum avem două parfumuri și pe care să luăm, hai să luăm pe acesta. Hai să luăm pe acesta că am auzit că se inspiră dintr-un alt parfum și ca să nu vă mai țin pe jar, vorbim aici de Nuha. Așa vine acest Nuha, și am văzut eu ceva videoclipuri pe YouTube și ceva videoclipuri pe TikTok în care... Scuzati, seniore! În care lumea îl asemăna pe acest nuha cu Iara de la Latafa. Și să vedem dacă Hadlaj s-a inspirat de la Latafa sau nu. Haideți să vedem. Wow! Wow! Am crezut că e magnetic, nu știu de ce, nu mă întrebați. Aceasta este sticluța de nuha și cam atât este fundulețul său, da? Vedeți că are un fund, U, ia uite și eu cum arătăm, are un fund dublu spre triplu, spre... <laughs> are fundul mare, nuha. <laughs> da, dar foarte, foarte și uh, foarte faină, vreau să spun, dar extrem de grea. Cred că totul vine de la partea asta, da? Câți mililitri ai tu? Unde scrie? Îmi scrie? Nu văd unde scrie. 85 de mililitri, da? Deci nu știu de ce am avut eu impresia la cum arată sticla din față, cam atât. Cam așa veți vedea dumneavoastră conținutul, da? De jumătate din sticlă este conținut, jumătate este sticlă, da? Sticluța are 85 de mililitri, iar notele sale sunt. În vârf avem mere și nucă de cocos, mere. Eu nu mi-aduc aminte ca iara să fie avut mere în vârf, în fine. În vârf mere, nucă de cocos, în mijloc iasomie, trandafir, heliotrop, iar în bază lemn de santal, vanilie și cașmir. Și să vedem cum miroase nuha. Este un... Frate, deci deja miroase. Este un căpăcel din metal. Asta a curs pe undeva de miroase? Nu, culmea că nu a curs. Dar pur și simplu la atomizor se simte mirosul. Hai să vedem. Vai ce atomizor, vai hadlaj. Had... Hadlaj te iubesc. Nu are treabă cu iara. Cel puțin acum. Vai. Este dulce, este cremos. Este fin tropical, este genul acela de parfum roz categoric, da? De fapt, roz, piersiciu, pastelul acesta. Sticluța se potrivește foarte, foarte bine cu felul în care miroase acest parfum. Are un 10% iara, cel puțin acum la o primă impresie. Poate, de fapt, treaba aceea cu nucă de cocos, da? nu știu cum este lucrată nota de cocos, pentru că, sinceră să fiu, doar 10% mă duce în zona iara. Doar atât, la o primă impresie. Categoric este mult peste, da, chiar de la primul puf, este mult peste iara la capitolul performanțe. Eu fac parte dintr-o categorie mai ciudată, în sensul că am avut iara roz, culmea, la primele pulverizări, la primele purtări, da? Pur și simplu bubuia pe mine, da? Aveam performanțe, aveam tot ce îmi trebuie, însă la o lună a devenit apă de ploaie, între ghilimele, da? Tot am stat, tot am stat, tot am stat, m-am gândit, zic, băi, poate sunt mică, poate s-a întâmplat ceva, l-am pasat lui mami, l-a purtat și ea ceva timp, la fel, aceeași poveste, și într-un final a plecat din viața mea. Uh, nu rezonez cu Iara Roz. Da, pe măsură ce se dezvoltă, rămâne același parfum dulce, cremos, uh, girly, parfumul acela cu iz fin tropical, da? Nota aceea de nucă de cocos, dar este o nucă de cocos, cum să spun eu, genul acela mai degrabă de cremă unt de corp cu aromă de nucă de cocos, da? Deci pe undeva pe acolo o să mergeți cu gândul. Cel puțin pentru mine și pentru simțurile mele, așa resimt nuca de cocos din nuha. Mă duce cu gândul la o cremă de corp, la un unt de corp high-end, da? ceva scump. De ce spun ceva scump? Pentru că Așa, la o primă impresie, este altfel lucrat față de Iara. Acum, dacă Iara este prin favoritele dumneavoastră, sau poate chiar parfum semnătură, îmi cer scuze, aceasta este strict părerea mea personală cu acel parfum. Da? Nu toți suntem la fel, nu toți percepem un parfum la fel, nu toți prindem aceleași performanțe și așa mai departe. Pentru mine și pentru nasul meu, Iara de la Latafa era făinuț, însă foarte sintetic. Pe când Nuha, categoric, categoric este un parfum mult mai bine și mult mai atent lucrat. Are acel iz de vacanță, da? Deci, e genul acela de parfum de uh, vară. Nu știu, distracție mare, soare, plajă, parfumul acela uh, girly, parfumul acela pentru flirt, între ghilimele. Foarte, foarte fain. Clar, foarte fain. Dacă vă place iara, veți adora Nuha. Cu siguranță. Plus că eu acum, vineri, când filmez acest videoclip, dar nu știu dacă și mâine va fi. Era ceva o promoție pe site-ul celor de la Vivantis Pentru că de acolo sunt ele achiziționate cu banii mei da, um, Aveau ceva un cod de reducere de 15% Însă oricum după ce voi opri filmarea O să fac print și o să pun și pe grupul meu de Facebook Frag Family Pentru că eu l-am achiziționat cu 85 de lei în condițiile în care pe Notino puteți găsi 175 de lei și atunci când am făcut eu comanda nu era treaba aceasta cu 15% discount, însă 85 de lei minus 15% mă gândesc că e un preț hiper mega bun. Categoric da, pentru felul în care miroase el, da, dacă nu aș vedea ambalajul, dacă nu aș ști că este un hadlaj și decât l-aș mirosi, da, l-aș încadra și eu la 175 de lei, pentru că miroase extrem de fain. Exact cum v-am zis, ca o primă impresie, asta este. Uh, unt de corp scump, cu aromă de cocos, um, te plimbi pe o plajă, bei un cocktail non-alcoolic, da, totul e fain, frumos, mare, soare, plajă și așa mai departe. Îl mai lăsăm puțin ca de obicei și vom reveni la el. Și am vrut eu să văd ce și cum despre un parfum care inițial l-am văzut la NIB când a fost el la în Dubai la târgul acela, apoi l-am văzut la Simin și am zis, nu, gata, acum e momentul să fie și al meu. Vine dintr-o colecție specială a casei Hadlaj o colecție aniversară de 25 de ani. Sunt patru parfumuri, dacă nu mă înșel în gamă, iar cel pe care mi l-am dorit eu se numește Loyalty. Așa vine el. Aici, cum să țin? Da, deci până o să mă obișnuiesc eu cu ring light ul aia, aia. Ideea e că aici vă scrie și 25. Da? O casetă, o cutie foarte, foarte mare și am zis nu mai pot. auzisem eu ceva de smeură pe acolo și zic vai de mine. Hai să vedem ce și cum. Bun. Treaba asta a, e dintr-un carton. Da? Avem aici niște chestii treburi socoteli. Este un carton foarte, foarte puternic, foarte puternic, <fio> foarte dur, da? Ia să vedem cum te deschizi parcă așa, da, deci se deschide așa, aici este un magnet, aici ne scrie loyalty by Hadlaj, represent the strong emotions, bla bla bla, da, aici avem treaba asta și aici avem parcumetele, foarte faină prezentarea, oricum cei de la Hadlaj Stau bine pe prezentări. Sticla este foarte grea. Ceva fin, elegant, simplu. Culoarea sa nu este o idee mai închisă decât ce vedeți dumneavoastră acum. Ia să vedem. Nu, nu avem capac magnetic. E un capac din plastic, dar să vedem notele. Uh, hadlaj 25 Loyalty. În vârf avem mere și zmeură În mijloc iasomie, trandafir și iris, iar în bază mosc, ambră și lemn de santal. Hai să-l pulverizăm și pe el aici. Da. Deci, iubesc atomizoarele hadlaj, le iubesc. Și deja se simte parfumul, și v-am mai arătat eu cam asta. Este distanța. Și se simte la modul că, în momentul de față, s-a umplut camera de miros. Fructat, lemnos, l-aș cataloga, da? Cel puțin așa din aer. Doamne Dumnezeule! Bun! Bun! Da, fructat, lemnos, clar, un parfum de vreme caldă. Uh, Nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ceea ce am sau din ce am testat până în momentul de față, însă mă surprinde într-un mod plăcut cât de profund este și cât de compact este de la prima pulverizare, da? Fără să aibă acel timp de macerare. Zmeura de aici este genul acela de zmeură răcoritoare, rece. Nu, rece e termenul cel mai ok. Um, este ca și cum ai, ați văzut, sunt pungile acelea de, de fructe și legume congelate, da? În marketuri. Este ca și cum tu ai o pungă de zmeură din aceea congelată. O deschizi și îți bagi nasul în ea, da? Este izul acela de smeură, însă totodată este oarecum înghețat. Și când spun înghețat, nu mergeți cu gândul către izul acela metalic. Nu, nu. Nimic metalic, am și uitat. Nu ha, nimic middle eastern, dar absolut nimic. Uh, loyalty, absolut nimic middle eastern, din nou. Nimic, nimic. Pur și simplu zmeura aceea, ceva șofran, da? Dacă duceți acordul de șofran, cu toate că nu este un șofran proeminent, cel puțin în opinia mea, da? Uh, nu este un șofran proeminent aici, însă, dacă pentru dumneavoastră chiar și cea mai fină atingere de șofran uh, vă duce în zona middle Eastern. Atunci, treaba asta ar fi singurul motiv în care ar intra în categoria unui parfum quiz middle easter. Dar, în opinia mea, nu. Nu este nimic middle easter. S-a deschis, deschis prin zmeura aceea congelată, da? lângă care aș putea spune că am pus două felii tăiate de măr verde. Nu mă întrebați de ce neapărat verde. Ați văzut mărul acela verde are o chestie dulce, acrișoară, suculentă, da? Are treaba aceea, are atingerea aceea ușor zemoasă. Și când spun o atingere ușor zemoasă, culmea mă refer la partea olfactivă, la iz, da? Cam așa a fost deschiderea. Acum este acea zmeură care este semi-decongelată și este puțin pudrată cu șofran, da? Dar nu, din nou, nu mergeți cu gândul către un șofran proeminent sau eu știu ceva să-ți dea dureri de cap, să-ți creeze senzații de disconfort, nu, sunt nicio formă, nu. Iasomia este mai degrabă la nivel de atingere, da? ca și cum ai decât câteva petale de iasomie. Nu resimt ca fiind uh, acea iasomie indolică, acea iasomie uh, in your face, uh, eu știu, extraterestră și așa mai departe. Nu. Este o adiere. Sunt decât câteva petale de iasomie acolo. Are, începe să prindă și o tentă, un acord ceva pudrat, da? Dar foarte, foarte fin. Până acum, la o primă impresie, la ceea ce am resimțit eu până acum, loyalty, în opinia mea, este un parfum ce înclină 80% către latura feminină, da? Nuha, că din nou am uitat să spun, înclină 99,9% în latura feminină, iar Harim al Sultan Blue, dacă vă place Harim al Sultan Gold și sunteți domn, atunci o să iubiți Harim al Sultan Blue, da? pentru că are treaba aceea mai pronunțată, partea aceea ușor citrică, dar dulce totodată. Și acum, îmi cer scuze o secundă, dar am vorbit pe repede înainte. Bun, revenind la loyalty, da, devine fin pudrat, fin, fin de tot cremos, ușor de tot ambrat. Dacă deschiderea este acea meu veselă, frumoasă, știu că ei listau trandafirul unde? În notele de mijloc. Culmea, nu l-am perceput. Da, deci nu resimt trandafirul din acest parfum. Deschiderea și mijlocul, ca să mă exprim așa, pentru mine este centrat pe nota de zmeură. Acum, pe măsură ce tinde către dry down-ul final, pot spune că resimt acel mosc dulceag, pufos, foarte, foarte fain, dar totodată este și ambrat. Și are și ceva cremos, da? Prinde și un subton cremos Este ceva uh, pufos, cremos, ambrat da? Dacă are sens ceea ce spun eu acum Dar da, categoric da Șofranul acela uh, începe să rămână undeva în urmă Rămâne undeva în fundal Dar nu știu, chiar îi văd sensul da? Deci șofranul acela, în opinia mea, uh, face ca acest parfum să nu pice în latura aceea uh, gărlii, juvenilă, puerilă sau cum vreți dumneavoastră. Da? Șofranul îi dă, îi dă acea atingere, îi conferă oarecum un iz de eleganță, un iz de mister. S-ar putea, S-ar putea ca pe timpul verii, pe caniculă, acest parfum purta pe timp de zi să fie cam prea mult. Da, și o spun eu, aia fiartă pe parfumuri puternice. Dar s-ar putea să fie prea mult. Însă, cu siguranță, vara, seara e ceva wow. Categoric ceva wow. Categoric îmi place enorm. Da, da. Dacă sunteți în zona parfumurilor zmeurate, cu ceva șofran, cu ceva mosc pufos, cu ceva ambrat uh, cremos, safe blind buy. Însă, însă, din nou, accentuez faptul că se resimte totuși acel iz de șofran. Dacă nu vă place șofranul sub nicio formă și îl detestați în orice cantitate, oricât de infim ar fi ea, ja, stați departe, nu-l comandați. Bun. Acum să facem recapitularea. 33 de minute, 3 parfumuri plus spiciul meu de 5 minute. Hai că sunt bine. Sunt bine ca să nu fiu rău. Uh, hai să te țin invers totuși. Harim al Sultan Blue care... Uite, acum parcă se vede mult mai bine. Foarte faină e sticla. Nu știu de ce... Bine, Parcă îmi place mult mai mult decât Harim al Sultan Gold Acum, și aceea îmi place, nu pot spune nu Doar că ă, sunt așa într-un fel de love-hate cu această sticluță Că ba îmi place, ba mi se pare prea mult datorită auriului acela Însă, aici avem, e genul acela de... Ar, um, nu știu, ca și cum ar fi un argint cu patină, zic bine, patină. Mă corectați dumneavoastră dacă spun acum aberații, dar e fain, fain. Plus că mie îmi place albastrul acesta, da? Este fix nuanța ochișorilor puiului meu. Dar trecem peste partea cu fiecare, fiecare cioară și laudă puiul. Revenind la... Oh. Stați așa că nu e așa. Și asta are trei faze. Și, Doamne, deci, dry-down-ul final, ca să spun așa, da, ultima fază ce aveau ei în bază? Mosc, Chihlimbar, notele noase. Deci, e divin. Jur, e divin în dry-down-ul final. Este divin. E genul acela de aromă oarecum sexy, oarecum elegantă, oarecum misterioasă. Dry-down-ul final. Are acel iz de aromă de seară, da? Parfum purtat seara, purtat noaptea. Foarte, foarte fain. Deci, foarte fain. Sinceră să fiu, la felul în care uh, s-a deschis și cum s-a continuat, nu aș fi crezut categoric, nu aș fi crezut niciodată că acesta este dry down-ul final al acestui ulei. Și da, în momentul de față, în dry ul final, tind să cred că acesta, într-adevăr, poate fi purtat și de către un domn. Da? Chiar și ca atar de sine stătător. Da? Eu știu să vă aplicați vara pe undeva pe aici sau dacă sunteți, cum am mai zis eu în alte videoclipuri, purtător de barbă, pur și simplu câteva picături pe palmă și date pe barbă. Foarte fain. Doar că va trebui să suportați cele două faze da, prin care trece. Însă, în momentul în care ajunge în dry down-ul final, în opinia mea cel puțin conform gusturilor mele, e genul acela de aromă unisex, e genul acela de aromă care ar da incredibil de bine pe un bărbat. Dar foarte, foarte fain! Foarte fain! Și încă o dată vă spun, la felul în care ai, nu a ai evoluat, de fapt, în primele două faze ale evoluției sale, nu aș fi crezut vreodată că va ajunge la faza în care este acum. Următorul a fost Nuha. Este cremos. Dacă la primul spray, dacă la spray inițial, v-am spus că are ceva din iara pink, ceva în zona de 10%, în momentul de față, tind să, tind să urc cota la un 50%, este un 50% iara, doar că, din nou, Nuha îmi pare mult mai cremos decât iara, uh, mult mai, uh, cum să spun eu, mult mai rotund, mult mai închegat, mult, adică permite, uh, permite, <laughs> mă face să sper la performanțe mega, mega bune în comparație cu iara. Uh, plus că, din nou, mi se pare, iara mi se pare mult mai, o aromă mult mai aerată față de acest nuha al casei Hadlaj. Dar cu siguranță, îmi mențin prima părere și anume, dacă iubiți iara pink de la Latafa, veți adora nuha de la Hadlaj. Și dacă mai luăm în calcul și faptul că iara, la cât l-am văzut, doamne, undeva la 120-130 de lei, pe când nu hai 85 de lei? Da, clar da. Clar da. Oricum, eu personal, dacă ar fi să compar casa Hadlaj cu casa la Tafa, sinceră să fiu și mi-asum ceea ce spun, dar din nou este strict vorba de gusturile mele și de percepția mea, mai degrabă tind către casa Hadlaj. Da? Mai degrabă deoarece cam tot ce am avut eu de la hadlaj a fost mega potent de la prima pulverizare, iar după o săptămână, maxim două, da? un timp de macerare mult mai scurt, dacă ar fi să compar cu parfumurile la Tafa, au devenit bombe nucleare, da? cele de la Hadlaj. Și ultimul, dar nu cel din urmă, minunea asta, Loyalty, apropo, și aici, dacă la Nuha exact cum arată sticluța, așa miroase și parfumul, este o chestie valabilă și pentru loyalty. Da? Nu este nici roșul acela pasional, da? nu e roșul acela turbat, nu merge către zona de fem fatal, are și un rose gold, da, niște accente rose gold, da, oarecum o adiere elegantă. E ce trebuie, cam și aici au nimerit sticla cu mirosul. Doamne! Este divin. Deci este divin, jur. Dry down final este în continuare o zmeură de data aceasta decongelată complet, da. Dar la fel, cu ceva șofran presărat pe deasupra. Și pur și simplu e ca și cum se odihnește așa pe o ambră, da? E ceva ambrat, E ceva ambrat, dar și cremos totodată. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Dacă ar fi să spun ce prefer eu între cele două, și ce anume nuha și loyalty, sinceră să fiu, nu prea pot alege, da? Chiar dacă nuha merge 50% în iara de la latafa, însă din start este mult mai bine închegat, este... Iara de la Latafa ar fi puștoaica aceea, copilița aceea de 14 ani, pe când Nuha este tipa aceea de 20 de ani. Da? Este o iara crescută, între ghilimele, dar nu matură. Da? Nu matură sub nicio formă. Iar loyalty... Nu, loyalty e direct numele meu pe el pentru seriile de vară. Da. Pentru că în opinia mea și pe mine și pentru mine, o atingere de șofran nu mă deranjează în serile de vară. Foarte, foarte fain, foarte fain. Și nebunia asta frumoasă? That's, 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 și alta nu. Te că eu acum realizez, deci eu am mai trecut încă o dată prin ele, da? De două ori am mai trecut prin ele. Nu mai contează. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din tot sufletelul meu. De asemenea, mulțumesc tuturor noilor abonați, deoarece am văzut ceva, un val mic peste mine, să rămână mult. Sper să vă simțiți bine în mica mea comunitate. De asemenea, dacă doriți să comunicăm în timp real, cât de cât, <gângăt> știți, eu mă lupt cu timpul de când mă știu, Vă aștept și în grupul meu de Facebook Flag Family. Um, dacă, eu știu, poate ați comandat și dumneavoastră, dacă știu că am câteva membre ale comunității, inclusiv Alexandra, da, i-a ajuns comanda înaintea mea. Bine, și ne-au ajuns comenzile în același timp, însă eu hashtag rezist ca să le deschid cu voi aici pe cameră. Și doamna Grațiela, la fel, da, știu, știu, știu. Uh, foarte faine, foarte faine, oricum eu iubesc hadlaj. Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Ca de obicei veți avea link în bara de descrieri pentru aceste trei parfumuri, pentru Frag Family, pentru contul meu de Insta și pentru contul meu de, era să zic WhatsApp, <laughs> și contul meu de TikTok. Și uh, v-aș mulțumi și m-aș și eu ajutată între ghilimele dacă mi-ați lăsa măcar un emoticon în secțiunea comentarii, dacă nu vreți să-mi spuneți sotedeul ul dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată din suflet, vă pup, vă îmbrățișez. Apropo, dacă acea persoană mă vede acum care a făcut ce a făcut cu contul meu de Facebook și cu grupul meu de Facebook Freak Family, îți spun decât același lucru care ți l-am scris și pe Facebook, într-o postare, pe grup. Nu te ajută cu nimic, crede-mă. Și nu sunt arogantă, nu sunt life coach și așa mai departe. Nu! Încearcă să-ți rezolvi problemele prin faptul că mă ataci pe mine, nu-mi distrugi mie zenul și aura mea și așa mai departe, da? O să ziceți că am înnebunit nu faci altceva decât să te împovorezi tu și să te afunzi tu în mociri la ta proprie și personală mult mai mult Și e păcat pentru că viața e super super frumoasă fix așa cum e ea Fix așa cum e ea V-am pupat!